Dan Coriolan Simedru renunță la funcția de prefect al județului Alba. Mâine își va depune la guvern demisia și se va reînscrie în PNL. Face acest important pas pentru a candida din partea USL la alegerile parlamentare pentru Camera Deputaților. Dan Coriolan Simedru se vrea deputat. Ne-a declarat telefonic că este onorat să candideze pe listele PNL pentru un loc în Parlament și, în consecință, pleacă din fruntea instituției prefectului Alba. Ce veți fi, prefect sau deputat? Sper că voi fi deputat. Am primit încrederea Partidului Național Liberal pentru a depune candidatura pentru Parlamentul României, pentru Camera Deputaților. Sunt onorat de această încredere și eu voi face tot ce se poate pentru a nu dezamăgi și pentru a face datoria în primul rând. Vă depuneți demisia mâine sau la guvern? După masa asta plec la București și mâine demisia mea va fi pe masa guvernului, iar dânsii vor decide în consecință, sigur mă refer la decizia cine va fi prefect și în ce condiții, pentru că decizia de demisie este un act unilateral. În privința viitorului, reprezentant al cabinetului Pontan, județul nostru, zvonurile indică doi favoriți. Pe social-democratul Cornel Murg, în prezent subprefect, și pe actualul vicepreședinte al Consiliului Județean, liberalul Florin Roman. Dan Simedru nu confirmă niciuna dintre variante. Dați-mi voie să nu comentez niciun fel de variante și de, mă rog, situație. Eu nu cunosc și vă spun la modul foarte serios, niciun fel de amănunt cine este în pole position dintre persoanele pe care dumneavoastră le-ați nominalizat. Probabil că mâine, după ce voi avea o întâlnire la guvern, de acolo să am mai multe informații, dar asta rămâne după ce voi face acest act de care v-am spus de a-mi depune demisia. Dan Coriolan Simedru a fost instalat prefect de Alba pe 13 mai 2012, atunci când l-a înlocuit în funcție pe democrat liberalul Ștefan Bardan.